midozul fanardiez. Iată ce zice Domnul. Fiecare să-și pregătească vasele, că e o vreme în care se mai poate face umplerea. Pregladania la zil te solvirasne de lobrovelia, că s-apropie vremi grele și mulți vor alerga în acea vreme pentru ca să li se facă umplerea vasului și în stânga și în dreapta și zvoarele vor seca. Rabia glasne de lovol ferdi daibis, dacă despre cei care înțeleg vremea cercetării le voi da putere și vor fi întăriți. Și Duhul fricii care va lucra la nivelul minții să doboare când pe unul, când pe altul, nu va avea putere, pentru că vor fi întăriți de puterea mea, zice Domnul. O, de aceea e vremea îndurării pentru cel care are urechile deschise și pune la inimă cuvintele mele, zice Domnul. Da, amin. Răzdădură neagră se va trage prin mijlocul tău. Rabi Gaslos, Nervis, Lebrahaidis, dar chemați îndurarea mea, zice Domnul, ca să vă întăresc inimile și să nu puneți întrebări de ce, căci eu, legat Lierobam, Nedobrodi, Bermanaidis, îmi duc la îndeplinire planurile. Da, amin, da, amin. De aceea eu ridic, eu cobor, gelam de nou menegherii mele, Abis Nardion. De aceea pregătiți-vă inimile, amin, și fiți tari să puteți înainta, pentru că se așteaptă cununile pentru cei neprigăniți și bucuria va fi mare și nu-i mult și se va auzi sunetul trâmbiții. De aceea pregătește-te, Sione, și întărește-te în chemarea care ți-a fost făcută, zice Domnul. Amin, amin.